Un bărbat de 30 de ani din Kiev, deghizat în soția lui și având cu el copilul într-un cărucior, a încercat să treacă ilegal granița în România, însă a fost depistat de polițiștii de frontieră ucraineni de la punctul de control. Bărbatul era îmbrăcat în haine de femeie și purta o perucă în cap. Deghizat în femeie, bărbatul s-a prezentat la punctul de frontieră împreună cu fiul său și prezentând pașaportul soției sale. Din păcate pentru el, machiajul și peruca nu i-au fost de mare ajutor, pentru că polițiștii de frontieră și-au dat seama despre ce este vorba și l-au reținut. Acum el va fi tras la răspundere conform legii pentru că a încercat să evite apelul la mobilizare și pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei. Autoritățile din Ucraina scriu că alți 11 refugiați au fost reținuți de polițiștii de frontieră. Bărbații erau din diferite regiuni ale Ucrainei și aveau un plan să evite controlele de la vamă și să treacă fraudulos granița în Republica Moldova. Bombele rusești au căzut și noaptea trecută în capitala Ucrainei. Soldații lui Vladimir Putin continuă să se confrunte cu contraatacuri susținute în timp ce încearcă să izoleze Kievul. În capitala asediată, premierii Poloniei, Cehiei și Sloveniei au ajuns cu trenul pentru o întâlnire istorică alături de președintele Volodymyr Zelensky. Discuția celor patru, prelungindu-se târziu în noapte, orașul, care este sub interdicție totală de circulație pentru încă o zi, se pregătește pentru un asalt la sol, forțele și voluntarii ucraineni, construind noi apărări și baricade pentru a încetini orice atac rusesc. Negocierile de pace nu au dat rezultate, dar vor continua și astăzi.